Bună ziua, dragi colegi! Ne revedem la cafeneaua CMSB cu un invitat special. Dacă acum mai bine de un an de zile veneam în fața dumneavoastră cu domnul profesor Sculean, personalitate de marcă a stomatologiei internaționale, astăzi am plăcerea și onoarea să vă prezint pe domnul profesor Nardi Casap. Bună ziua, bine ați revenit la cafeneaua CMSB. Astăzi am o surpriză pentru dumneavoastră. La distanță de aproape un an de când am lansat acest demers, am plăcerea și totodată onoarea de a avea lângă mine un invitat special. Și o să vedeți de ce spun special. Pentru simplu motiv că este foarte legat de România, deși nu trăiește în România. Am participat împreună la un eveniment și vreau să vă mărturisesc că a fost pentru prima dată când la o ceremonie am fost atins la coarda sensibilă. S-a vorbit cu suflet, s-a vorbit despre România și de aceea consider că acest moment este unul special și pentru mine și pentru dumneavoastră. Ca să nu lungesc vorba, o să vă prezint invitatul de astăzi și mai am încă o surpriză pentru voi. Este vorba de domnul profesor Nardi Casap. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, domnule profesor! Domnul profesor Alexandru Bucur. Domnul profesor Alexandru Bucur a fost invitatul nostru și având în vedere că domnul profesor Nardi Casap este profesor de chirurgie oromaxilofacială și este și directorul departamentului de chirurgie oromaxilofacială din cadrul Universității Hadassah din Israel, am convenit cu domnul profesor Alexandru Bucur să realizăm împreună această întâlnire la cafea. Ce faceți, domnule profesor? Simt foarte bine. În România sau la noi în studio? Și în România, studio să vedem. Domnule profesor, aveți o relație de prietenie cu domnul profesor Alexandru Bucur de foarte mult timp. Stomatologii, sunt sigur, din România ar dori să afle foarte multe detalii, poate mai mult de componenta profesională. Dar sunt sigur că pentru a ajunge la performanță și pentru a ajunge un as în profesia dumneavoastră, ați parcurs drumul unui om normal. De aceea aș începe, așa cum am început și la domnul profesor Bucur, cu copilăria. Și aici vă las pe dumneavoastră să vă amintiți. Da, copilăria a început în România. M-am născut în 1961 și părinții mei din România, în casă, stăteam pe strada Levănțică, 36, nu știu dacă astăzi mai există așa o stradă. A fost o copilărie foarte bună. Aveam curte și trăiam în curtea aia, țin minte că tot timpul vecinii erau contra că mie îmi place ca ei se verzi și eu le luam de pe copaci de la sfinții. Și a fost o copilărie foarte bună. Am mers la școala generală de numărul 70 și asta a fost prima. Am fost un elev destul de bun la școală. Vreau să spun că chiar am fost foarte bun. Era la panou de o mare. Era de vremuri și, într-adevăr, această performanță nu era îngrădită de GDPR, de protecția datelor și... Da. Și în 1972 am plecat în Israel.
Acolo am început din clasa 5-a. V-ați mutat din România? În Israel, în 1972. Am plecat într-un oraș foarte mic care se cheamă Carmel. Nu e Carmel, toată lumea cred că e Carmel de Haifa, dar e Carmel, ceva și mai nord decât nordul Israelului. Și acum ce pute? Bineînțeles, greutăți de cineva care vine, nu știe limba, trebuie să asimileze limba întâi, dar încet totul a fost echivalat. Și dacă mă întrebați care era diferența de învățat, cred că a fost cam la fel. Adică n-am simțit nicio lipsă acolo. Din contră, totul era mai liber. Vorbim într-adevăr de o perioadă când stăteam toți drept la școală. Cum stomatologie? De ce stomatologie? Când v-ați hotărât? Cred că stomatologia am hotărât de la început, pentru că tatăl meu, care are 95 de ani acum, mult 60 de ani, a lucrat ca medic stomatolog. Cum am spus, a doua generație de Carlo de Vila, tatăl meu i-a plăcut foarte mult meseria de stomatolog. Și și-a făcut multe lucruri și fiind foarte talentat, eu l-am observat ce face. Și el mi-a băgat încet în cap că stomatologia este o meserie foarte frumoasă și chiar mi-a spus că dacă fac, trebuie să fac neapărat la București, că eu știu limba. Și că asta este o facultate excepțională și că așa ar fi drumul cel mai bun și practic, că facultatea asta mi-a recomandat că sunt mulți pacienți și să fii foarte bun clinic când ai să ieși din, când ai să termine facultatea și M-am întors în România în 1982. Și ai ținut la facultatea de stomatologie din cadrul Universității Carol Aradea la București. Facultate cu peripețiile și cu trăirile ei. Da. Cum a fost o perioadă la facultății? Nu știu, pentru mine a fost fantastic. Nu e cum e acum. Dacă vă amintiți cum a fost o perioadă cea mai bună. Cea mai frumoasă perioadă. Era prieteni, foarte mulți prieteni, am făcut și prieteni noi. Erau și alții care deja îi cunoșteam din Israel. Viața studențească a fost foarte. Aveți recomandări pentru studenții de acum? Nu știu dacă ei trăiau la nivelul ăsta care noi trăiam pe timpurile acele. Noi mergeam, ieșeam la restaurante, ieșeam la maguri, ieșeam peste tot. Și învățat cât mai avea timp? Învățam noaptea târziu. Nu știu așa. Prietenii mei spuneau că mă găseau cu picioarele într-un lighean cu apă rece ca să nu ador. Și atunci învățam noaptea târziu. Dar astea sunt orele care mie îmi plac cel mai mult, că sunt orele foarte liniștite. Ați avut restanțe în facultate? N-am avut deloc. Și nici după aceea când am făcut facultatea de medicină în Israel, nu am avut restanțe. Mie îmi place foarte mult și mi-a mers destul de bine. Adică am avut emoții mari, examenele, nu știu cum sunt acum, examenele la România, examenele sunt orale. La examenul oral se poate întâmpla orice. Dar nu s-a întâmplat așa ceva, dar vreau să spun un lucru care cred că e important pentru cine ne aude. Cred că sunt studenți care au treabă. Când deja am devenit la un rang ca șef de departament,
Noi învățăm studenți și studenți pică la examene. Au restanțe. Dar eu am mare respect față de cei care au restanțe din cauza că vor să facă încă o dată. Vor să vină, vor să-și mărească, vor să rămână, să treacă examenul și îi învață încă o dată. Și ce nu am respect este cei care contestează. S-ar putea, contestarea e dreaptă, adică s-ar putea să ai de dreptate cu ce contestează la examen. Dar mie mi se pare așa, tu te la examen, fă examenul din nou și arată că ai avut dreptate. Foarte interesant, foarte interesant. Și eu spun, astăzi e obișnuită cineva cade la examen, nu văd asta ca o problemă. Că totdeauna vor să intre la noi la rezidenție și zic, dacă o să cad la examenul, nu o să mă luat. Nu e adevărat, nici nu ne uităm ce a fost cu treaba asta. Da, într-adevăr, promovezi ideea că evaluarea și perioada de rezidenție este o perioadă în care ei, studenții, au voie să greșească. Iar greșeala, din punctul meu de vedere, este cea mai bună metodă de a te perfecționa. Atâta timp cât ți este permis să greșești, șansa de a învăța și mai bine este mult mai mare. Foarte interesant că aveți această abordare, eu le spun studenților mei acest lucru, greșiți până anul 6, că puteți greși și după aceea se complică lucrurile. Iar evaluarea cu modalitatea de a aplica nu trebuie interpretată ca un eșec, ci ca o identificare a nevoii de completare de cunoștință. Eu am vorbit, am fost cu domnul profesor până la finalizarea facultății. O să lasă domnul profesor Bucur să intre încet zona profesională și o să-l invit să spună câteva cuvinte. Înainte de acest moment o să... Încă nu mai mă pot abține legat de bucuria ca în acest moment domnul profesor Casap este doctor honoris causa al Universității de Medicină și Farmacie la din București. A fost un moment încărcat de emoție în cadrul Universității, mai ales că tot din aceeași dorința mea de a pune stomatologia pe primul loc. Tot ieri, domnul profesor Casap a primit și diploma de ambasador al lumii al UMP în Israel. Pentru că eu cred că este printre puțini absolvenți ai universității noastre care devine și doctor honoris causa. Tot respectul domnule profesor, vă las o mână colegului, prietenului și acum să vedem dacă există și eu evaluare la profesor, la profesor. Și domnule președinte, mă simt onorat astăzi, sunt într-o companie extrem de selectă. Dumneavoastră vă dă o parte, dar am ales invitatul nostru, profesorul Nalic Casap. Dragă domnule profesor, ieri am avut cinstea și onoarea să prezint la laudatio pentru titlul de honoris causa. Astăzi aș vrea să repet pentru cei care ne ascultă câteva modele de sumare care vă caracterizează și vă spun că vă caracterizează în special munca. Deci, dacă am mie ceva, este perseverența, munca și profesionalismul pe care îl aveți și rezultatul, amprenta pe care ați lăsat-o, nu în Israel, ci în întreaga lume, amprenta profesională, dar și umană. Am să încep cu ceea ce dumneavoastră a specificat la început, cu faptul că ați copilărit în România, ați revenit, ați terminat facultatea în 1987, v-ați întors în Israel, ați făcut rezidențiatul. Rezidențiatul a fost împărțit, se spune, în două module, un modul făcut în Israel, la Hadas, al doilea modul făcut în California. Pe toată această perioadă, ați continuat studiul, ați terminat și medicina generală, deci o aliniere la standardele, se spune, europene, nu internaționale.
pentru condiția chirurgului oromaților facial. Ce am remarcat din tot CV-ul este faptul că ați parcurs fiecare etapă nesărind treptele. Ați fost asistent universitar, ați fost șef de lucrări, lector, ați fost conferențiar și în final, în 2011, ați devenit profesor, iar în 2014 conduceți departamentul de chirurgie oromaxilofacială din Hadassah. De asemenea, ceea ce remarc este că ați ținut conferințe în toată lumea. Unde a fost cea mai grea conferință? A conferențiat în Statele Unite, a conferențiat în Australia, a conferențiat în Asia, a conferențiat în România. Și aici aș vrea să reamintesc conferințele pe care le-a ținut începând cu anul 2004. Ele au fost mai multe, de 2004, 2007, 2017. Și în cadrul colaborării pe care am avut-o, în momentul în care i-am amânat titlul de profesor asociat de onoare al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, l-am rugat să țină și cursul de chirurgie ortognată la studenții de anul 5. Aia a fost cea mai grea conferință. Pentru că a reintrat în același anfiteatru din poziția de student în poziția de profesor. Asta chiar voiam să subliniez. Nu e ușor. Nu e deloc ușor. Chiar și nu e ușor, scuză-mă un pic, pentru mine translarea a fost mult mai ușoară. Pentru profesorul Nardi Casap, translarea a fost grea pentru că din poziția de student 87 a venit direct în poziția de profesor 2004. E, perioada asta de timp și-a lăsat o amprentă. Și atunci încărcătura emoțională a fost foarte mare, că mi-aduc aminte cu câtă emoție și-a început cursul. Eu am făcut prezentarea și l-am zis pe Nardi să își țină cursul, dar am zis, te rog să vii la nivelul studenților tăi și să prezinți acest curs în locul meu. A fost un curs extraordinar, un curs de excepție. Bine, toate conferințele vă spun că sunt o încântare pentru mine. Și are harul pe care cel de sus i l-a dat și profesional și didactic. E un har, probabil că și amprenta tatălui, care stomatolog fiind, a implantat ceva. A pus-o acolo unde trebuie, da. Da. Ce aș mai vrea să subliniez, și nu în ultimul rând, domeniul pe care cred că interesează pe foarte mulți dintre noi, domeniul implantologiei. Adică chirurgul maxilofacial are o altă anvergură când discutăm de reconstrucțiile osoase. Eu înainte de zona de implantologie, acum mi-a stârnit în minte o întrebare. Ați operat împreună? Da, 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 da. Ați băut o sticlă de vin împreună? Nu, am băut altceva. Cum a fost în sala de operație? Împreună. Uite, hai să spun ceva. Fiecare dintre noi știe foarte clar că un chirurg e obișnuit cu o mână a doua pe care o utilizează, pe care o lucrează cu ea zi de zi. Un alt partener, că nu ești singur în sală. În momentul în care am lucrat cu Nardi, n-am simțit nicio diferență între faptul că era el care m-a ajutat sau erau eu care l-ajutam. Totul a mers liniar. Aveți aceeași părere sau... Exact aceeași părere. Și asta s-a întâmplat și... ciudat și în București și în Hadassah. Vreau să vă spun un secret, că în ziua când am operat aveam 3 cazuri ortognate. Și în general în Hadassah fac cam 2 cazuri. Noi am avut așa un spor, da, că am făcut 3 cazuri în timpul în care am făcut 2 cazuri. Deci faceți o echipă. Armonizarea a fost foarte bună. Adică există un chimism chirurgical. Bine, nu m-a ajutat. M-a ajutat șeful departamentului. Nu m-a ajutat un rezident. Nu, asta e problema. Problema încă o dată e de chimism. Chimismul ăsta chirurgical. E și o problemă de școală, credeți, domnule profesor?
E o problemă de școală, că ați făcut aceeași școală, a existat o... Nu, cred că chirurgii în general vorbesc o limbă internațională. Nu trebuie vorbit prea mult, trebuie operat. Foarte frumos spus. Eu o să fur din discursul dumneavoastră de ieri, pentru că am rămas plăcut impresionat de anumite lucruri. Un român, jet de jet, care am aflat... Ce mâncare vă place? A, ciorbă. Ciorbă. Și am aflat că, inclusiv în Israel, gătiți românești. Da. Puteți să dezvoltați puțin, pentru că preluarea acestui element din România și dus în Israel și continuat această tradiție să mănânci în familie românește. Mi se pare extraordinar. Să vă spun care e ideea mea. Eu am spus întotdeauna că mâncarea românească este cea mai bună mâncare. Numai că israelienii nu știu. Dar mama mea, în casă la mama mea, se gătește românește. Și nouă ne place asta la nebun. Și eu și fratele meu ne place tot să mâncăm în care tot de la UMF, Carol Davila. Da. Ne place la nebunie mâncarea asta. Nu o găsim în Israel peste tot, că eu aș mânca toată ziua. Aici e interesant de paradoxul. Vorbeam ieri cu Nardi, el a luat ciorbă și îmi spunea cel mai bine și cel mai mult îmi place mâncarea românească. Zic, mă, eu pe unde am fost, cel mai mult mi-a plăcut mâncarea din Israel. Asta. Fiecare cu ce n-are. Dar mama mea face tot. Face sarmale, face ciorbe, toate acestea. Și eu gătesc. Da. Chirurgii în general le place și bucătăria. Mai aveți timp și de gătit? Nu prea mult în ultimul timp. Foarte ocupat în ultimul, dar când eram mai așa, mai tânăr, fără, făceam party-uri acasă, care invitam colegii și le pregăteam mâncare românească. Știu că e o trecere abruptă de la mâncare să ne întoarcem iar la zona de educație, dar am deschis o paranteză pentru că ieri mesajul pe care l-ați transmis, cu riscul de a mă repeta, mi s-a părut cel mai emoționant mesaj transmis de un doctor honoris causa. Un profesor care a fost idol în studenție, mai departe în un profesor român și un profesor din Israel. În România, cine a fost șeful catedrei de maxilofacială era profesorul Burlibașa pe timpul meu. Și cred că din prima dată când am intrat în sala de operație și Sandu știa asta că chirurgii, am zis asta vreau să fac. Vreau să fiu chirurg BMF. Tatăl dumneavoastră nu e fiind chirurg. Nu e chirurg, el este stomatolog general. Și de atunci s-a închegat o relație. Nu înțeles, deci tatăl nostru v-a deschis ușa spre stomatologie, iar profesorul Burlibașa spre chirurgie. Tot timpul am fost în relație, chiar și după ce am terminat studiile. Eu am rămas student pentru el, am venit aici după mulți ani, după aia. M-a chemat să mă întrebe ce are pacientul ăsta. Mi-a făcut un mic test. Dar eu zic că el m-a îndrumat foarte mult. Din păcate știm că a decedat. Și am fost în legătură aproape tot timpul. El a venit în Israel. Țin minte că am trebuit să-i traduc prezentările, am tradus prezentările. A fost o relație foarte, foarte caldă și bună și mi-a deschis drumul spre ce vreau să am vrut să fac. Și în Israel?
În Israel am spus sunt cam trei. Toți șefii care au fost șefii de departament până la mine m-au susținut și m-au încurajat. Vreau să vă spun o paranteză că mi-a fost foarte greu să intru în departament. Eu nefiind fiul lui Adasa, că da, ei în general prin... Și a fost profesorul Azaz, care a fost primul șef de departament, care el a zis, ok, vreau să-ți dau șansa asta, să faci chirurgie MF. Și el m-a primit și m-a ajutat. El a decedat după ce a venit profesorul Steyer, care tot m-a ajutat să mă ridic. Și ultimul profesor care a fost șeful meu a fost profesorul Zelțe. Și amândoi sunt în viață și discutăm încă probleme chirurgicale. Vorbim cu cei care sunt mai bătrâni și mai experimentați. Eu o să mărturisesc că am discutat cu dumneavoastră înainte și că vreți să spuneți și câteva cuvinte de ceea ce faceți și chiar m-aș bucura să ceea ce am discutat că urmează să le prezentați și colegilor noștri, tocmai pentru a vedea această zonă de internaționalizare. Spuneți cu atâta lejeritate California, spuneți cu atâta lejeritate orice alt loc de pe acest pământ, încât la un moment dat ne dăm seama că plecând de la prietenie ajungem la performanță și ajungem la a putea oferi celor din jurul nostru cât mai multe lucruri de actualitate. Vă rog, domnule. Departamentul meu, ce fac eu, sunt două lucruri. În primul rând, încercăm să aducem lucrările clinice să fie cât mai perfecte. Și unul din proiectele mele, care poate o să prezint puțin despre el, deși nu se poate, este bone growing. Să faci os fără os. Acum e pe net, pe web, cred că la Asociația Internațională de Chirurgie Maxilofacială, primul congres care a fost congres pe net, pe online, primul congres internațional online care l-au făcut din cauza COVID-ului, eu am apărut acolo cu conceptul acesta, care se cheamă The Bone Growing Concept și este Ex Nihilo Procedure. Și acolo am dezvoltat mai multe tehnici cum să faci os fără os. Și este și partea clinică, dar este și partea de cercetare. Și ăsta e, la ora actuală, este cel mai important proiect. Și proiectul ăsta la început n-a fost primit, pentru că n-a fost înțeles în toată lumea. Sau poate n-a fost explicat. Poate n-a fost, aveți dreptate, poate n-a fost explicat cum trebuie. Nu e singurul aspect, dar o să revenim. N-a fost primit. Profesorul Bucur are dreptate, sunt și treburi politice acolo, e și treburi economice. Dar lucrând cu Ole Jensen este doctor din Colorado, a întrebat internațional, s-au pus multe întrebări și eu i-am spus, Ole, de ce nu mai scrie încă o carte? Că el a scris cartea de sinus lifting, a scris cartea de distracție alveolară, toate cărțile astea, și am spus, de ce nu publici încă o carte cu distracție alveolară? Și mi-a spus, știi de ce? Că tu ai conceptul ăsta și nu mai trebuie făcut încă o ediție pe conceptul vechi. Și la urmă, cred că la urmă, lumea a început să înțeleagă că se poate altfel. Că nu trebuie neapărat să iei un bone graft din altă parte și să-l aduci la locul în care lucrezi. Ăsta e cel mai important proiect.
În afară de asta, avem foarte multe proiecte. Unul dintre proiectele importante, dacă ați vorbit internațional, este cu Brian Bell, care e șef la Providence. El are, e șeful spitalului la, la Providence. El se ocupă de, de medicină personală. Vorbim despre cancer. Se poate lua un on-plant, se ia o bucățică mică din, prin biopsie și celulele pot fi crescute în laborator. După ce sunt crescute, pot să merg pe medicina biologică, pe sistemele biologice, personalizată, exact. Chitruda, să vezi dacă merge sau nu merge pe celulă, sau diferite materiale care azi sunt... Și noi avem... lucrăm împreună pe aceste domenii. Și mai sunt multele, dar o să le prezint, cred că, la mâine congres, la congres, mâine. Dar tot pe scurt, pentru că e foarte mult. Ideea e să mergem pe subiect. Da, da, domnule profesor, vă văd că... Dacă îmi permiteți, că tot e o cafenea. Adică da, cafeaua de față. Da, și așa, vă rog să... Să știți sigur că nu o să afle nimeni. Nu, nu. Ok, cafeaua. Și la prima emisiune când am fost, spuneai, vreau să demontăm niște mituri. Da. Ok. Mențin tema, tema a rămas, e da. Genericul, da? Da. Haideți să te explice, domnul profesor. Eu am avut o discuție cu domnia sa. Aici am căzut de acord în unele lucruri. Mă rog, nu suntem pe aceeași linie, dar asta nu înseamnă decât progres. Da. Așa. Vis-a-vis de... Eu i-am denumit vânzător de iluzii. Domnule profesor, dragul meu prieten Nardi, se vehiculează în implantologie că putem face os cu ceramohidroxi, cu fosfat beta-tricalci, cu. Toate studiile care le-am făcut, pe tezele de doctorat, pe tezele de licență, mi-au demonstrat că os se formează acolo cel mult 15-20%. Restul e țesut fibros. A spune că îți pun os artificial și îți crește osul, pentru mine nu este decât o escrocherie a unor oameni care fie nu sunt informați, fie reprezintă interesele unei firme. Care este părerea noastră? Pot să spun că os este exact, adică e termenul ăsta, bone implant contact. Contactul implantului cu osul. Când pui sare și piper, eu așa chem la, la materialele astea. Eu le spun grăunțe. Că la pui. Dar mai mare. Da. Există o rată de succes, după părerea mea, foarte, foarte scăzută. Pentru că, cum a spus domnul profesor, bone implant contact este 20% în cazurile astea. Și treburile astea se rezolvă. N-ai celule, nu ai nimic. Bineînțeles că sunt unele cazuri care se folosesc, de altfel lumea nu se... Dar eu cred că s-a făcut prea multă publicitate prin companiile acestea care vor să vândă, Și noi stomatologii am luat. Fără argumentarea științifică. Fără să... Adică da. Argumentarea științifică e vagă. Dacă te apuci să iei un articol, să vezi, ok, ce scrie în articolul ăsta, hai să-l facem, să vedem exact după rubricile noastre, analiză. Vezi că ăsta e un articol scris numai ca să apară ca articol și nu ceva care este foarte... Indicațiile sunt mici la materialele acestea. Și mai mult la ce chirurgii fac, care fac cazuri, care sunt cazuri mult mai grele. Nu cred că un chirurg trebuie neapărat să se folosească la un caz greu cu materiale. De altfel am o clasificație, poate. S-o și, atunci, și atunci de ce, vă întreb eu din perspectiva unui medic stomatolog.
De ce sunt tentații stomatologii să folosească aceste materiale dacă rata de reușită nu este una care să-i avantajeze? Adică, pe principiu, n-am o problemă, dar mi-o creez eu cu mâna mea. Hai să spun ceva, iartă-mă, Nardi, că intru înainte. Pentru că încă nu-și mai aduc aminte că există osteoinducție făcută de celule specializate care creează os, fac osteogeneză, și osteoconducție care nu creează os, creează substituție osoasă. Înainte exista cafea și cafea cu năut, unde proporția de cafea era 20% și năut 80%. Ăla e osul. Care? 20%? Păi osul se formează din periferie și prezentam ieri și o să-i arăt tot cazul mâine, un caz în care am introdus aceste materiale unui pacient cu un chist acum 20 de ani. L-am revăzut cu iminență de fractură în os patologic, nu că nu s-a format os, s-a creat presiune pe corticale și au rezorbit corticalele. Deci nu formează os, încă o dată. Este această aberație pe care o văd zilnic, în care post-extracțional bag rămunțele astea în alveolă. Dom'le, chiar cu alveolar care e al tău natural, ăla are toți factorii necesari de inducere a osului. Nu grăunțe aia care, dacă mă duc peste un an, peste doi, tot acolo îi găsesc. Organismul e mai deștept. Creează țesut fibros, înconjoară tot acest material. Da? Dar ce mă oprește? Osteogeneza. Deci, încă o dată, sunt noțiuni elementare trecute superficial peste ele și, din păcate, piața, ca să mă exprim așa... Le-aș numi fake news-uri. Da. Pentru că... Eu le spun vânzător de iluzii. Da, nu mai credem în valori. Adică... Nu, dar nu ne întoarcem la ce am învățat. Aici este încă o dată spune, folosesc practic foarte mult, Nardi o să prezinte mâine și povestea asta cu liniile de creștere. Osul crește cât are el perioada de creștere, da? Creșterea osoasă la mandibulă, păi care sunt centrii de creștere? Pericolinilian, ramul posterior al mandibulei și procesul alveolar. Deci procesul conține dinții. Creasta? Nu. Păi cum crește creasta? Dacă ar crește osul așa ca și cozonacul, înseamnă că orice geodă bag materialul ăsta și în momentul ăla toți am avea niște exostoze care, pe ce, are memorie tisulară, știe să oprească la corticală grăuntele? Trebuie judecate. Exact ce spuneam și la început, asta înseamnă medicalizarea stomatologiei. E practica raționamentului medical. Dintele nu e în afara organismului. Dintele este în cavitatea orală și aceasta reflectă cei din antichitate spuneau starea de sănătate a organismului. Nu putem desprinde dinții de organism. Aceleași procese fiziopatologice sau fiziologice sunt și la nivelul oaselor maxilare și la nivelul oaselor lungi. Cum să vă spun, turnoverul osos nu-l schimbă decât osteoclastele și osteoblastele sau bifosfonații, da? Dar alea sunt alte povești. Dar nu putem să vindem iluzii. Pe mine mă deprimă când văd lucrurile acestea. Am înțeles lucrurile. Atunci eu o să vă doresc succes la manifestările științifice, astfel încât să readuceți pe linia corectă această zonă. Nu cred că readucem pe linia științifică, aș vrea să spun. Pentru totul este indicație. Și noi am lucrat, eu am lucrat pe o clasificare în care înțelegi care sunt indicațiile. Dar partea bone substitutes în această indicație e foarte mică ca să ai succes. Trebuie eu... Nu o să intru acum, poate mâine. Bă, subiectul nu e pe ce pe spun eu. De pe și nici de mâine. O să pun puțin, pentru că trebuie intrat și înțeles da. Despre ce vorbesc. Dar partea asta este foarte mică.
are avem clasificații la ea, dar să crezi că tu poți să pui acolo, cum am spus, sare și piper sau un bloc care n-are nicio celulă osoasă în el și să reușești, în cazurile care sunt cazuri care trebuiesc rezolvate, că în general astea sunt problematice, nu este indicat. Nu, rata de succes este o șansă. Atât. Da. O să spun mâine, noi lucrăm mai mult pe... Ideea mea este că trebuie să fie envelope. Nu știu cum se spune envelope. Adică și envelope osoasă și envelope de soft tissue. Periostala. Da. Și dacă ai asta, atunci ai să reușești. Dacă nu ai, trebuie să înțelegi cum le creezi tu. Și de aici pornește toată. Uite, toată discuția. Domnul președinte, subiectul pe care l-am discutat acum se grefează perfect pe ceea ce s-a inaugurat ieri. Inițiativa vă aparține și vă felicit, acest centru de cercetare și dezvoltare în stomatologie. Deci este un subiect, implantologia clar că domină aproape stomatologia astăzi, ea evoluând foarte mult de la implantul superiostal care îl discutam la implantul lamă și la ceea ce avem astăzi. Însă toate aceste lucruri ar trebui transpuse și argumentate. Deci degeaba spun eu sau spune domnul profesor Nardi, nu crește os. E o afirmație, dar ea trebuie susținută în spate de niște dovezi. Ori centrul ăsta poate avea ca unul dintre obiective și creșterea osoasă și dezvoltarea și tot ceea ce e legat de stomatologie, de patul osos în implantologie. Ca să înțeleagă și colegii noștri, ieri am profitat de domnul profesor Casap, a fost și domnul profesor Sculean și am reușit să inaugurăm. Iar domnul profesor Casap și domnul profesor Sculean, alături de domnul profesor Bucur, sunt membrii fondatori ai Centrului de Cercetare Interdisciplinară în Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. O bază, un laborator nou, o bază de cercetare nouă pentru studenți, rezidenți, doctoranți, o punte de legătură între UMF Carol Davila și ADASA prin intermediul ambasadorului deja încoronat al UMF Carol Davila în Israel. N-aș pleca din zona de implanto pentru că este o zonă în care tot mai mulți medici își manifestă interesul și practica și aș vrea să mai discutați sau să veniți dumneavoastră, domnule profesor, cu elemente din Israel în care lucrurile stau altfel decât în România sau... Nu prea știu cum stau lucrurile în România. Nu sunt... Să știu. Știu că oamenii care fac academie sunt la același lucru, la aceleași idei. Cei care sunt particulare, ideile sunt altele. Domnule profesor, adică vorbiți de proceduri, de respectarea protocolelor și de... Haideți să vă întreb altfel atunci, îmi permiteți. Da, da, vă rog, domnul profesor. Subiect. Tânărul absolvent, da? Are dreptul de liberă practică după ce se înscrie în colegiu, similar cu ceea ce avem și noi. Poate aborda problematica implantologică? Dacă mă întrebați, eu cred nu, că... legislativ cum e? Legislativ poate orice. Deci v-ați alinia la directiva 36, parcă, da, pe 2005. Da. Adică poate insera implanturi în creasta alveolară care nu necesită nicio procedură de adiție sau augmentare. Nu. La noi, în Israel, poate totul. Poate să facă... Și translație de alveolar? Da. Ministerul Sănătății spune, dacă ai primit diploma și ești recunoscut de Ministerul Sănătății, da, poți să faci orice procedură. Da, interesant. Orice procedură. E numai de manualitatea ta. Da. Dar apare și responsabilitatea. Haideți să vă întreb eu altceva, domnule profesor. Câți studenți sunt la stomatologie în universitatea dumneavoastră? În Hadassah. La noi 60. Da. Și la Tel Aviv?
Cred că 40, nu? Deci 100 pe 100 toată suprafața Israelului, da. La 8 milioane de locuitori. Da. Bun, și își poate deschide a doua zi cabinetul după ce are dreptul de lucru. După ce are dreptul de lucru, da. Da, există cumva și o competență sau un rezidențiat? E, examenele de stat. Nu, legat pe zona de implantologie. Nu există nicio competență și asta este problema. E problema ta de pregătire personală. Da, bine, aici e zona de conștientizare. Noi la ADASA ne-am gândit că trebuie să schimbăm cursurile. Și am schimbat pe temă de implantologie. Studentul vine, face implante cu noi, are un curs de implante care este dedicat, chiar face el fizic pe fantome, implante în plastic. După părerea mea, nu este destul. Da, corect. Dar asta e, atunci știți, termină și ei încep să facă diferite cursuri la companii și bineînțeles că companiile încep să dau ton. Englezii au făcut o analiză, au făcut un studiu pe studenți pregătiți pe fantome și studenți pregătiți pe pacienți. Rata de trecere a examenului final care era pe pacienți a fost de 20% la cei care erau pregătiți pe fantome. Deci 80% n-au trecut examen. La noi, studiul care l-am făcut eu, l-am făcut puțin diferit. La implante am luat studenți și, bineînțeles, tot pe fantome, nu pe pacienți. Și am vrut să vedem cu navigation, dacă navigația, sistemul de navigație, studentul poate să fie mai bun. Și a fost că a fost la fel. Chiar dacă ai navigația, dacă n-ai sensul clinic, iese la fel. La fel iese de prost cum nu n-ai făcut curs. Spune-te, rog, în stagiile clinice, studenții au pacienți, lucrează pe pacienți, da, terapie protetică, da, bineînțeles. Chirurgie, fac extracții, anestezii. Extracții, noi acum școala din ADASA trebuie să primească acreditare americană. O să fim printre singure, cred că numai în Arabia Saudită e încă o școală care a primit acreditația americană. Și acreditația americană te obligă să lucrezi exact după ce îți spun ei, că au fost cam vreo 4 comisii care au venit. Acum este ultima comisie care o să vină și probabil că o să primim această acreditație și studenții noștri o să aibă license în Statele Unite. Și ei te obligă, așa că la extracții, când am văzut că nu se face ca în România, nu se face ce am făcut eu în România ca extracții, când am văzut că nu este destul și ei ne-au spus asta, au spus nu treceți cu numărele astea, era cam vreo, la fiecare student cam vreo 15 extracții, cam așa ceva. Așa era și foarte mic, înainte la noi. Foarte mic. Și am cumpărat modele pentru că ei vor să vadă că sunt niște examene de competență. Adică, ok, vii la extracții, acum vrem să știm exact ce faci, cum faci și trebuie să faci singur treaba asta, să dai un examen de competență. Și am cumpărat modele și ei exersează înainte de fac examenul. Sunt niște modele de... Da. Foarte greu asta de făcut extracție pe model, dar există modele care poți să faci. E absolut normal pentru că asta le mai spun simulare. Și eu. Da, simulat, exact. Centru de simulare. Este foarte important. O să... Eu le povestesc studenților că fără antrenament, fără zonă de simulare, n-ai cum să faci față unor anumitor situații. Și le dau exemplu cu pilotul care a aterizat cu avionul pe Houston și, întrebat fiind de reporteri cum a gestionat, dacă pasagerii au fost liniștiți,
Am zis da, le-am povestit că am făcut de sute de ori această simulare, am exersat lucrul ăsta și că am mai făcut lucrul ăsta de peste 100 de ori. Ei au înțeles și s-au calmat cât de calm puteai fi în acel moment. Ideea e că au fost salvați toți pasagerii. Ce n-a spus pilotul pasagerilor, că în 80% din situații avionul se prăbușea, adică sărea în aer. A fost un caz fericit, dar zona de simulare și de repetiție există ca și suport pe zona de abordare. Ok, cu simulare. Și trebuie să avem centru de simulare. Trebuie. Și nu vom avea. Da. Este un proiect aproape de finalizare. Da. Altceva vreau să-l întreb de un profesor. Evoluția tehnologică o vedem cu toții, o știm, o simțim. Inclusiv la nivelul domeniului nostru. Vorbim de analiza elementelor finite. Vorbim de CBCT. Vorbim de 3D. În toată această roată ecuație, unde mai e pacientul? Îl mai consultă cineva? Mai există examenul clinic? Așa. Mai există anamneza? Se mai face diagnostic diferențial? Sau totul lăsăm pe element finit 3D și robotică? Cum o vedeți? Asta e o mare problemă. Am să intru tocmai în implantologie, că am vorbit despre implant. Cred că viața acum tehnologică a noastră, cine este implicat e mai mult inginer. Pentru că vin doctor la congresele astea care mă duc și eu și îți arată, uite, am făcut un ghid ăsta computerizat. Da, ghidul chirurgical din implantologie. Da? Din plastic, totul e computerizat, totul e programat, totul e... Și eu mă întreb, tu l-ai făcut? Ce faci? Faci un Conbim CT, îl trimiți la companie și aici faci un plan. Și după plan ți-l trimite ție înapoi să vezi, ok, vrei sau nu vrei. Dar nu este lucru nostru gândit. Și de acolo apar multe greșeli. Generalizarea situațiilor speciale este cea mai mare eroare. Apar cu greșeli în immediate loading, loading e când vrei să faci imediat încărcarea imediată. Multe, multe, multe greșeli care le vezi, pentru că cine e în viața noastră este companiile și inginerii companiilor. Dar dacă nu erau bani în stomatologie, credeți că mai erau interesați inginerii, economiștii, avocații, IT-știi? Eu nu spun că dezvoltare nu este importantă. Este importantă, dar... Și tocmai că sunt bani, e foarte bine că este dezvoltarea și nu spun că nu mă folosesc de aceste accesorii care... Dar cum v-a spus profesorul Bucur, eu cred că partea clinică este mult mai importantă decât lucrat la pacienți. Ok, încă un pacient, aducem stentul sterolicrodografic, ghidul ăsta chirurgical sterolitografic, hai că să fac și eu câteva găuri aici în mandibulă și în regulă. La asta mă refer, că trebuie dat mult mai mult pacientului noi ca medici. Și nu să ne bazăm numai pe tehnologiile astea care sunt high-tech. Ele vin să ne ajute pe noi, dar noi suntem încă medici. Da, eu tot spun, am avut șansa să lucrez la un moment dat cu o companie de IT care nu înțelegea de ce medicii nu respectă recomandările lor. Și le-am explicat foarte simplu, pentru că voi ar trebui să respectați ceea ce își doresc medicii, nu medicii să facă ceea ce doriți voi. Ieșind din zona asta, m-aș întoarce iar la familie. Aveți copii? Da, doi copii. Stomatologi, viitor stomatologi?
Nu? N-am fost tradiția. N-am fost așa de bun ca, ca tatăl meu. Și bunicul ce zice? N-are niciun așender? Am să vă spun, cred că ar vrea foarte mult ca și ei să fie în stomatologie. Dar lucrurile s-au schimbat acum. Cum vorbim de, de tehnologii, de high-tech. Fata mea este de 18 ani, e la armată. S-ar putea ca să, să vrea totuși să facă medicină generală. S-ar putea, nu, n-am înțeles, pentru că noi îi lăsăm. Nu, eu și cu soția mea, Ana, lăsăm să, să decidă ei ce vor ei să facă, ce cred ei, pentru că am ideea asta, când te scol de dimineață, trebuie să te scol cu surâs și să zici, mă duc la lucru acum și mie îmi place ce fac. Și băiatul e mult băgat în fizică, matematică, computere. El asta, el a venit cu mine la lucru și mi-a spus, nu, ce o să fac? Nu vezi ce faci? Tu nu mai... Îi doare pe pacienți. Nu vreau să mă ocup de niște sfaturi pentru studenți, pentru rezidenți, pentru sfatul medicii. cel mai mare e, sunt mulți care vin la noi să fie primiți în departament și avem foarte grele examene. Adică cineva care vine să fie primit în departament ca rezident, când primim numai unul în fiecare an, nu suntem așa de mari ca voi, Sandu. Mai bine. Când primim numai unul în fiecare an, e foarte exigent. Trebuie să dea un examen. Întâi facem un examen de anatomie, după aia facem un examen la escape room. Îi luăm la escape room să vedem cum gândește, cum e în situații de stres. Și după aceea e interviu. Și aici intru sfatul. Trebuie să intri sau să faci când vezi că îți arde în ochi de motivație. Dacă nu vedem că omul arde de motivație să facă, nu-și dorește, să vrea, atunci nu-l luăm. Și exact asta este sfatul. Ce faceți? Să faceți cu cât mai multă motivație și cu cât mai mult ce îți dori. Pot să te întreb câți rezidenți aveți? Noi avem 6 rezidenți, putem să ajungem și la 10, putem să ajungem și la 12, dar eu nu vreau. Pentru că toți rezidenții... Cum se intră în rezidențiat? Trebuie să depui CV-ul, da. CV-ul tău. Trebuie să ai 2 scrisori de recomandare, notele, rankul în ranking în clasă, exact. Care e rankul tău în clasă, și asta depui la secretară. După aceea, cum am spus, fac un examen de anatomie cu toți și după aceea îi luăm... Nu, bineînțeles că avem cam vreo 50 care apelează. Da, aplică 50. Aplică 50. Noi luăm numai 10 din cei 50. Și cei 10 trebuie să facă examenul acesta de anatomie, după aceea trebuie să se ducă la escape room. Avem un psiholog și cel un care... Un test psihometric? De escape room? Da. Știu ce este escape room. Nu, dar există și un test psihometric? Nu, pentru că acolo, la escape room, partea a doua este ceva psihometric. Trebuie să facă o... mașină de asta care merg, baloane trebuie să explodeze, adică acolo e treaba psihometrică. La escape room e lucrul de astea, într-o dată ești pe un zodiac de asta pe o barcă și dintr-o dată se închide lumina și începe apa să... Și acum tu trebuie să ieși din situația asta și se vede. Sunt unii care umblă prin camerele astea, nu fac nimic, se joacă cu butoanele, bineînțeles că nu. Sunt unii care sunt mai agresivi. Unul care ce v-am povestit, s-a dus și ușa spart-o ca să iasă afară. Diferite lucruri. Dar și după aceea
Avem interviu. Dar în fața noastră e toate... Cine organizează acest concurs sau, mă rog, aplicarea asta? Cine o patronează? Universitatea sau Ministerul Sănătății? Numai departamentul. Deci departamentul. Noi organizăm, okay, pentru că am avut și multe... Sistemul german. Multe propuneri cum să devine mai bine. Ministerul Sănătății, da, a vrut să ne spună cum să facem noi examenele. Și noi nu am spus că numai noi și rămâne... Deci voi hotărâți numărul de locuri, modul de examinare și, da, cine intră. E o comisie, probabil, da? E comisie, bineînțeles. Da. Eu nici nu mă ocup cu asta. E șefa mea a programului de specializare. Ia să... Rezidenții sunt plătiți pe perioada rezidențiatului, adică primesc, da, salariu? Da, da. Da, ok. Fac gărzi, primesc salariu și desfășoară activitate. Le las să facă, din anul 2 poate să facă și ceva particular, cam vreo 3-4 ore pe săptămână. Deci fiind vorba de o specialitate chirurgicală, vor intra în sală, intră în sală cu unul dintre voi, cu medicul nu titular. Nu există să nu intru. Deci... practic singur, nu este lăsat niciodată, nu desfășoară niciun act terapeutic. Să zicem, în anul 5 începem puțin să le dăm, dar suntem în sală. Da, ești în sală cu el, da, nu, da, singur nu este. Nu. Am înțeles. Și după ce termină rezidențiatul, își găsesc loc de muncă? Cei de la noi cam da. Dacă nu îți găsesc în Israel, îți găsesc afară. Din... Eu mă refer la loc de muncă în spital, nu în cabinet în privat. În spital la mine e foarte greu. Nu, în spital în Israel, că nu e... E packed. Majoritatea sunt în spital și e foarte greu să-ți... Voi corelați numărul de rezidenți cu nevoia existentă în spital, nu, locurile nu, libere și asta nu. Noi nu ne ocupăm cu asta, se ocupă Ministerul Sănătății. Dar aveți o situație. Nu, dar ei nu... Nu le pasă, să fie cât mai mulți. Am înțeles. Da. Mă gândeam că eu am 70 de paturi cu 16 fotolii și am peste 98 de rezidenți. Da? Da, da, cred că domnul profesor vorbea de rezidenți pe an, 6 rezidenți. Nu, da. Nu. În total? Nu, nu, să știi că eu vorbesc serios. Unde e cantitate, nu poate fi calitate. Deci eu o spun cu toată responsabilitatea, au terminat generații care n-au făcut o ligatură de carotidă. Deci nu discut. Aia e chirurgia maxilofacială. Nu extracția și odontectomia. Asta intră în apanajul oricărui medic stomatolog. Câți au făcut traheo? Că știți foarte bine, aveți o traumatologie specială. Ce faceți cu trotinetele? Asta e problema mare în toată lumea. Lucrăm mult. Lucrați mult în traumă. Da, mult de lucru. Dar la s-a reglementat mersul ăsta cu trotineta? Sincer să vă spun, nu știu. Știu că la un moment dat aveau voie să circule și erau obligați să aibă și lumini de semnalizare. Mare lucru. Ce dar ei merg ca... Și n-aveți multe cazuri? Foarte multe cazuri. Foarte. La noi îi spun că e o problemă, pentru că sunt fracturi cominutive, complexe, care e ca un puzzle când încep să-l pui la loc. Foarte multe cazuri. Dar vreau să mă întorc la ce domnul profesor a spus. Și eu cred că cantitățile nu aduc... N-au cum, nu poți. Pentru că de ce nu... Eu pot să deschid departamentul și la 12. Nu, da, da, nu, da, eu râd având în vedere cifrele la mâini. Ce Dumnezeu! Dar zic că rezidenții noștri care ies din programul nostru ei știu să opereze. Deci știi ce e important? În momentul în care l-ai lăsat, e specialist, că tu spui parafa că el este medic specialist și poate face toată gama de intervenții. Se duce în alt spital, este singur, face sau nu face? Sigur face dacă e bine pregătit. Nu același lucru pot să spun eu. Și marea majoritate a lor, cei care sunt la OMF cu dublă licență, îi regăsesc în cabinete. Pentru ce a trebuit să facă dublă licență? Pentru ce a trebuit să facă 5 ani de rezidență ca să lucreze în cabinet? N-are mai multe competențe decât are medicul stomatolog de bază.
De ce? Pentru că minusul ăsta de pregătire se vede și nu ne aparține nouă. Încă o dată, nu facultății și nu universității. Nu există nicio corelație între resursă umană, posibilități de pregătire și necesarul teritoriu. Nu poți să pregătești 90, că n-am 90 de ligaturi de carotidă în anul ăsta. Nu am. Nu pot să fac 90 de parotidectomii, să facă ei, nu noi. Că poate nu am anul acesta. Și ajunge să nu facă aproape nimic din ceea ce trebuie să știe și să facă, cu o pregătire insuficientă, cel puțin la noi. Eu îmi asum tot ce spun. Nu au pregătirea necesară de a face față specialității. Ori asta compromite pe termen lung specialitatea. Asta este foarte adevărat, mai ales că mulți... Nu, eu nu pregătesc afară. Ca să toată lumea a devenit implant. Toată lumea bate cu el. Stomatologia se rezumă la implant. Orice student întreb ce facem pe edentația asta, două implanturi, trei implanturi. Altceva nu mai există. Ori eu știu, citând pe colegul meu, care are un articol foarte frumos, extrem de interesant despre implantul post-extracțional, și dacă vă uitați, o să vedeți că sunt mai multe contraindicații în implantologie, în general, decât indicații. Dar dacă am greșit, te rog să mă corecteți. Dar, nu, încă o dată, cantitatea nu va genera decât o calitate îndoielnică. Este foarte adevărat. De asta îi admir pentru faptul că autonomia universitară înseamnă și acest drept de a organiza eu concursul și comisia respectivă să aibă posibilitatea să-și aleagă. Nu faptul că fac ABC la grilă și mi-au ieșit și mă duc la chirurgie. Nu, ăsta este modul de admitere în rezidenție. La medicină, la admiterea la medicină se face după o testare foarte severă. Se face chiar un test psihometric în care dacă n-ai luat peste 750 de puncte, poți că știți exact totul. Să știi că e bine informat. Disciplina de organizare, legislație și malpraxis. Deci ca să organizeze trebuie să aibă informații. Bun. Și da, să vă spun, cu testul psihometric astea sunt multe... E o problemă, dacă am intrat deja în discuția asta. Testul psihometric nu întotdeauna arată. Și e o mare problemă că se cere punctajul ăsta de 750. Sunt acolo și copii cu 799 și cu 800 chiar. Care 800 e nota maximă la... Și eu am fost în grupa mea, a fost cineva care avea 799 la test. Era cu totul dezechilibrat de ce făcea cu pacientul. N-avea inteligența asta emoțională. Nimic. Era deștept. Da. Există o concordanță între test și clinic. Da. Nu există. Nu, dar acolo e o preselecție pentru studenți. Știu că se dă și în rezidenția să dau aceste teste psihometrice pentru a studia evoluția. De aceea eu n-aș vedea acest test psihometric ca o zonă de interzicere, ci de identificare a unor posibile remedieri. Adică fac acest test psihometric, da, și după aceea vin către studenți, către rezidenți, cu elemente ca să-i ajut să își îmbunătățească fie zona emoțională, fie zona profesională, adică să-i fac o evaluare, exact ceea ce discutam la începutul discuției noastre. Eu m-aș întoarce pe zona emoțională, că mi-ați ridicat mingea la fileu. Și v-aș ruga să vă gândiți la tânărul casap care pășea în facultatea de stomatologie și la profesorul casap care urcă treptele rectoratului UMF Carol Davila pentru a deveni doctor honoris causa. Bineînțeles că la amândouă a fost ceva foarte emoționant. Dar în facultatea de stomatologie s-a deschis un cerc.
deschis un cerc și eram foarte mândru de mine că din cauza tatălui meu, cum am spus, spus aceea, și am vrut foarte, foarte mult să învăț, că când mi-a plăcut meseria de stomatologie, m-a interesat și am vrut foarte mult să învăț. La partea de doctor honoris causa, când mi s-a spus că o să... Am început să mă gândesc de la început, cum ați spus, totul a mers cu încetinitorul. Și atunci mi-am dat seama cât trebuie să faci să ajungi la așa un eveniment. Domnul profesor a fost un elev foarte bun. Deci atât în școala generală, în liceu, în facultate și în cadrul didactic de excepție, pentru că este profesor emerit. Acum. Deci înainte de a-l onora cu titlul, el a devenit profesor emerit. Deci full profesor, putem să-l felicităm și pentru asta. Și din stomatologie, eu fiind acolo cam din 1983, e singurul absolvent care s-a întors și a devenit honoris causa. Da, asta am văzut și eu. Deci, cred că e printre puțin. Când urcam scările spre rectorat, stătea să uita... Avea o emoție, nu putea să-mi spună ce vrea să-mi spună. Ce? Că nu se întâmplă nimic rău. Da? Era extrem de emoționat. Ați văzut că am fost. Aceeași emoție am văzut-o când i s-a accentuat, de fapt, emoția, în momentul în care a intrat în sală, s-a îmbrăcat în roba destinată pentru honoris causa și a început corul Gaudeamu să cânte. Era, nu, dacă îl rogam să vorbească, n-avea, nu putea să scoată un sunet. Dar, bă, bune, dreptate. A fost o atmosferă. A fost o închiderea unui cer, dar cum am spus în discurs, deschidem cercul și mai la nivel și mai înalt de cercetare care începe. Păi atunci eu o să închei această întâlnire cu și sper că va fi o promisiune a noastră să ne revedem în cel de-al doilea cerc, fie că discutăm de zona de colaborare între cele două universități pe studenți, rezidenți, doctoranți, fie că discutăm de zona de colaborare tot între cele două universități pe zona de cercetare, pentru că totul, ca să îmbrac totul în ceea ce am discutat astăzi, pentru a putea veni către pacient cu un tratament corect, trebuie să plecăm din zona de cercetare, de la o cercetare aprofundată, care să justifice binele pacientului. Domnule profesor, eu vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult și eu. Mă bucur că a fost alături de mine, nu, de noi. Că dumneavoastră ați fost alături de mine. Mulțumesc și domnului profesor Bucur. Și eu vă mulțumesc. Și nu ascund la final faptul că domnul profesor Bucur este vinovat de ideea cu domnul profesor Casap. Vă mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc mult, domnule profesor. Dumnezeu să vă dea sănătate multă și putere de a duce la îndeplinire tot ce vă propuneți.